revenit, doamnelor și domnilor, și vedem că au început primele audieri în dosarul Crevedia. 30 de persoane sunt așteptate să dea declarații în fața anchetatorilor, printre ele fiind și patronii firmei care dețin stația GPL din Crevedia. Antonela Răileanu se află la fața locului și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Antonela! Bine te-am regăsit, Gabriela, așa este. În urma exploziilor care au avut loc ieri în Lanț, în comuna Crevedia, autoritățile au demarat o anchetă. În acest sens, vorbim despre o anchetă care este în plină desfășurare aici, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. Trebuie să ajungă 10 de persoane care să fie drept martori în această anchetă, care aflăm de asemenea că a fost preluată de parchetul general, iar procurorul care se ocupă de acest dosar este Iacob Marius. Vă spuneam că un număr de 30 de persoane trebuie să ajungă astăzi la sediul Inspectoratul General al Poliției Române. Am văzut mai devreme că o singură persoană a ieșit de aici, care cel mai probabil era martor, însă nu a vrut să ofere declarații. Cel mai probabil că urmează să ajungă aceste persoane aici la sediul IGPR și, potrivit unor informații, în acest dosar nu este vorba despre anumite persoane învinuite, ci mai degrabă este vorba de distrugere în culpă. Aflăm de asemenea că acea stație GPL nu avea autorizație încă din anul 2020, însă a continuat să-și desfășoare activitatea. Autoritățile competente au emis și mai multe amenzi în acest sens. Chiar dacă a fost sancționată, stația a continuat să lucreze acolo la Crevedia. De asemenea, stația GPL de acolo nu era deținută de fiul primarului din Caracal, care a fost numit în această funcție de către Partidul Social Democrat. Acestea sunt doar câteva date preliminare în acest sens. Rămâne de văzut care vor fi primele declarații, dar și primele date oficiale ale anchetei.